Deci pentru voi a fost ca în filme? Da. Dacă ar fi, ai luat de la capăt? Da. Deci, același concurs, ceva mai mult, ambiții mai mari? Da, nu neapărat. Nu neapărat? Și alte concursuri internaționale. Da? Da. Ăsta a fost primul? Nu. Pentru unii. La unii. Pentru unii, da. Pentru unii. Pentru unii ca tine? Da. Ok. Și ce te-a impresionat cel mai mult, în afară de cum arată America? Oamenii. Oamenii? Da, oamenii au fost foarte deschiși, foarte sociabili. Da? Da. Și asta nu vezi pe străzile din Sibiu? În Sibiu se vede, dar în alte orașe ale României nu se vede. Am înțeles. Deci tu nu vei pleca din Sibiu decât în America. Da, că voi pleca. Așa cred. Da? Și? Lecția numărul 1? Care a fost? După ce ai văzut? Să nu regrezi nimic. Wow, super. Carpe diem. Perfect. Și tu tot așa? Da? Deci imaginea aia pe străzile alea din state, oamenii aia cum sunt veseli, exact, optimiști, aia face toți banii? Da. Perfect. Eu zic că cea mai interesantă chestie a fost când ne-a testat codul din spațiu, pe stația spațială. Iartă-mă, el era cu tine. Așa? A stat astronaut să ne testeze codul și să ne-au luat foarte în serios. Și au spus că... Te-a mai luat cineva așa în serios până acum? Nici chiar așa. Nici chiar așa. Nu, și am spus că am contribuit la cercetare, pentru că a fost pentru prima dată când în spațiu s-a reușit să se agațe sateliți în mod autonom. Vorbești serios? Da. Deci voi ați făcut pentru prima dată lucrul ăsta? Nu, noi, altă echipă. Așa? A fost al treilea sau ceva de la acest concurs. Wow. Ioi. Ce-au zis colegii când v-ați întors? N-au mai zis? Mm-hmm. Deci nu mai comentează nimeni. Toți și-au ținut ciuda pentru ei. Am reținut. N-au dorit să exteriorizeze. Am priceput. Mai fost echipe de la noi din clasă care au participat, dar nu s-au calificat în final. Wow. La fel și-au ținut ciuda pentru ei. Am priceput. Deci mesajul pentru toți de vârsta voastră care este? Se bagi la concurs, da, să fie să nu mai înveți pentru școală și atât. Să și pună în practică hobby-ul. Adică să place. Extra și contact. Da, mai practic. Să nu facă ce vor. Deci să trăiască viața cu adevărat. Da, să trăiască viața lor, nu altora. Wow. Asta cred că e valabilă și pentru ăștia mai mari. Da, normal. Priceput. Aoleam așa, de la dreapta la stânga. Nume, prenume. Sabin Mareș. Tu erai cel... Dacă e nume, prenume, atunci invers. Ok. Bun. Avram Elică Andrei. Căpriță Radu Bogdan. Mihaila Gabriel. Mișa Nicolae Mihai. Și Palachiu TikTok. Mhm. Dar voi v-ați întors, mi se pare mie mai curajoși de acolo. Altă atitudine, altceva. Adică la universitate parcă erați mai paliți la față, mai nu știu. Sau n-ați îndrăznit atunci să vă arătați de fapt cum sunteți? Eu am vorbit și atunci. Corect, așa este. Mi-aduc aminte, dar nu ca acum. Acum vorbește altfel. Nu era la zintă un alt mediu. Acum, da. Da. Perfect. Deci... Acum mai trecut timpul la concurs. Am priceput.